zona intersecției Câmpia Libertății cu Baba Novac, inspectorii noștri de pe teren au identificat 3 locuri în care putem forma jardiniere pentru spațiul verde. Aici se decopertează asfaltul, după care băgăm pământ vegetal, facem sistemul de irigat și se va pune gazonul rulou. La toamnă se vor planta copaci pentru umbră și oxigen. Practic, noi transformăm asfaltul care dă o căldură și nu e bine cetățeanului în spațiu verde care îmi dă oxigen și răcoare.